În partea a treia am construit această cutie, între timp i-am dat prima mână de vopsea, am ales o vopsea la conservă foarte groasă pentru a acoperi toate crăpăturile, să fie complet waterproof. Până în partea următoare o să-i dau și a doua mână de vopsea, să fie totul cât de cât să arate bine. Dar până atunci eu zic să facem toate piesele astea de aici să arate a bicicletă, pentru că avem aproape toate piesele necesare. V-am întrebat pe grup ce soluție ați găsit pentru repararea acestor daune de pe cadru, acestor zgârieturi, și am citit toate variantele. Sunt câteva care posibil să funcționeze, dar vreau mai întâi să fac bicicleta să meargă, să ies cu ea din casă, să mă duc la un bricotor ceva, să vedem dacă reușim să depistăm fix această culoare. Dacă nu, sunt variante, vă mulțumesc pentru toate răspunsurile, am găsit destule care pot să funcționeze. Dar momentan o să lucrez pe cadru așa cum este. Așa că hai să începem cu aceste cauciucuri pe care le-am luat de la gunoi. Vorbesc foarte serios, le-am luat de la gunoi. Erau aruncate când am fost să cumpăr nu știu ce piesă la un bike shop și am întrebat, pot să iau asta de la gunoi? Și le-am luat și am plecat, sunt într-o stare foarte bună. Așa că o să le folosesc pe astea și mai am aici o cameră, protecțiile. Hai să ne apucăm cu motorul spate. Punem prima dată protecția pentru cameră. Alea vechi, n-am cumpărat altele. Pe aici o să introduc valva, camera și cauciucul. Camera asta pare să fie puțin cam mare, dar pentru chestii din astea mărunte o să mă ocup la final, o să iau două camere de la cub sau ceva, două cauciucuri de bicicletă electrică. Mai vedem. Până atunci facem bicicleta să meargă mai întâi. Roata spate e gata, hai să vedem acum cum se potrivește pe cadru. Ar trebui să vină așa. Arată foarte bine cauciucul, dar momentan trebuie să ne ocupăm de găurile astea două de aici. Avem aici cutiuța cu bunătăți, de unde o să scot asta. Asta este un schimbător Shimano Claris, pe care am atașat o ureche, așa, pe care am căutat-o tot Bucureștiul. Deci am fost, cred că, la 5 bike shop-uri și am găsit-o abia la Surmont, România. Foarte complicat să găsesc urechea asta, care o să vină aici cu șuruburile puse pe interior. Șuruburile sunt înfundate pe partea asta. Pentru a monta roata a fost nevoie să fac două șaibe custom. Pe partea asta, de exemplu, am avut nevoie de o șaibă atât de subțire față de asta, care este foarte puțin mai mare, ca să-mi intre aici. Adică așa. După care o adaug și pe asta, să fie distanță ok acolo. Și pe partea asta am terminat. Pe partea cealaltă am nevoie de o șaibă de genul ăsta, pe care a trebuit să o tai eu pentru a proteja firele aici. După care pot să adaug două șaibe normale, ca să aibă distanța bună și putem adăuga roata pe cadru. Am adăugat motorul, dar avem o problemă aici. Axul roții stă jumate pe afară, așa că o să trebuiască să adâncesc puțin această gaură ca să intre cu totul. Atât de mult intră axul acum. Deci intră cam așa. Forțat. Și așa intră acum. Am pilit foarte puțin, mai are de intrat, trebuie forțat. Am pilit foarte puțin din ambele părți, dar pentru ax e o diferență destul de mare, că intră mult mai zdravă în acolo. Ok, avem roată și motor pe spate, e timpul să ne ocupăm de partea din față. Unde, din păcate, asta uzată nu se potrivește, e prea subțire aici și are și filet, care mie nu-mi trebuie. E mult prea subțire, așa că o să o folosesc pentru alt proiect. Pentru proiectul curent, Ștefan,
Te salut și îți mulțumesc că mi-ai adus această furcă. E o furcă nouă de la Force, B28 de inci de oțel, care este mărimea potrivită. Acum, toate piesele astea mi-au rămas de când am dezmembrat bicicleta pentru a o trimite prin curier. Nu mai știu exact care cum vine, așa că trebuie să-mi dau seama. Am două mărimi de cuvete pe cadrul ăsta. Pe partea de jos e mai mare, pe partea de sus e mai mică. A trebuit să cumpăr două seturi de cuvete ca să montez câte jumate din fiecare. Presupunerea mea este că ăsta vine aici. Dar nu vrea să intre până la capăt, aici e o buză ceva. Hai că am reușit, a fost din nou o problemă de 0,001 mm, o problemă foarte mică care îți ocupă foarte, foarte mult timp. Coronița asta iese din partea de sus, cea de jos e deja montată, dar vreau să o și curăț înainte. Am aici niște vaselină de la Constantin. Mulțumesc din nou, Constantin. Numai chestii extraordinar de utile mi-a adus. Băgăm așa. Și îl dau pe aici așa. Astea cred că vin așa. Așa. Și au mai rămas patru chestii. Aici vine capacul ăsta, da, e ok. După care, astea două de aluminiu cred că sunt distanțiere, iar ăsta cred că e o garnitură care vine așa. Și astea două le pun după aia. Ok, totul pare ok. Pun și astea două aici, deși cred că ar mai trebui câteva. Și am aici două pipe, ambele sunt uzate. Cred că o să folosesc pe astea scurt, având în vedere că am ghidonul destul de lung. Oricum, niciuna dintre ele nu are mărimea bună pentru ghidon. Ambele sunt pentru ghidoane mai groase. Dar, do it yourself. Folosesc pe asta de la Wake. Așa. Mai trebuie niște distanțiere. O să mai caut. Nu garantez că am. Ok, am găsit un distanțator și cam atât, dar pot să mă mai joc cu una din asta, cum ar fi ăsta, cred că e ok. Pun mai întâi ăsta aici. Ia uite, perfect. După aia, astea în ordine asta așa, după aia pipa. Perfect. Am aici trei flori, două de la Force și una de la VP. O să o pun pe asta, că îmi place mai mult asta. Avem floare, avem tot ce trebuie. Mai pun doar capacul ăsta. Avem furcă complet funcțională. Acum putem să adăugăm roata din față. O să-i pun totuși același cauciuc ca și pe spate ca să fie asortate și după aia o montez. Foarte bine arată ambele. Acum hai să vedem cum intră pe furcă. A intrat destul de bine, doar că axul este mai mic decât trebuie. Dar furca e de oțel, ăsta este un proiect do it yourself, așa că mai am nevoie de, nu știu, câțiva milimetri ca să pot strânge piulițele pe ax, așa că o să fac rost de acești milimetri cu niște șoricei. Pare să fi funcționat. Acum dau șoricei jos și vedem dacă sare roata. 1 2 Tot ok. Ok, deja începe să arate a bicicleta. Hai să vedem ce mai montăm de aici din cutia cu bunătăți. Avem, de exemplu, un adaptor de șa și un inel. Ăsta vine aici. Așa. Ok. Am pe aici pe undeva și șaua. Aici. Așa. Mai avem aici frâne. Astea sunt frâne noi. Nu sunt foarte scumpe. Sunt de la Force, standard, dar sunt noi. Așa că le folosesc pe astea.
Avem frâne pe față, avem frâne pe spate. Știu că sunt frâne în V, știu că bicicleta e electrică și că are nevoie de frâne mai puternice, dar v-am spus, momentan o facem să meargă, după care există și frâne V hidraulice, de exemplu. Mai vedem. Și mai am aici un schimbător pe care hai să-l montez până la urmă. Am 3 foi aici, le las așa, vedem cum merge, dacă nu o să pun o singură foaie. Vedem dacă rămâne loc pentru acest schimbător și când montez cutia. Ăsta trebuie să vină așa. Ok. Mai rămas niște mărunțișuri de care mă ocup la final. Astea sunt 2 capace și gata. A mai rămas ghidonul. Asta o să fie foarte mult de muncă. Are toate mațele astea după el. Pentru a-l adapta la pipă o să folosesc o bucată de aluminiu cam așa. Și trebuie să meargă. Mai tundem din firele astea. Ghidonul este parțial montat. Acum, ca să mai scap din firele astea, să le mai aranjez puțin, montez mai întâi frâna pe față, pentru că e primul cablu, și după aia le iau pe rând. Aici avem o piesă lipsă. Dacă agăț un singur fir din cablul ăsta, se deșire tot. Hai că am reușit. Așa. Cu puțin noroc reușesc să-l bag și pe aici fără să stric ceva. Da, nu prea. Asta se întâmplă. Deci până la urmă n-am reușit, am stricat cablul ăsta până aici. Trebuie să-l tai acum. M-am răzgândit, am pus maneta de frână față pe dreapta, ca la trotinete. Așa că pe față totul e ok, pe spate trebuie să schimb cablul că l-am stricat. Ok, am ajuns la concluzia că nu este o idee bună să mă apuc acum de cabluri, că e foarte, foarte mult de muncă, nu am tot ce-mi trebuie, trebuie să mă duc în bike shop, să-mi iau cămăși, cabluri, bla 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 și le las așa. Altă dată, alt clip. Din păcate, nu prea mai am ce monta. Cam asta a fost partea mecanică, în afară de cabluri și pedale, nu prea mai am ce monta. Bine, aici, în spațiul ăsta, o să vină și cutia aia pe care ar trebui să o... Au, știi ceva? Am stat 2 luni să ajungă o cutie și acum aștept să se usuce vopseaua pe asta de 3 zile, stau după ea. Nu mai, o montez așa cum e, urâtă cum e, este cutia făcută de mine, este waterproof, este modulară, pot să montez pe ea ce vreau eu, unde vreau eu, am 100.000 de șuruburi. Așa cum este, așa o montez, poate îi dau la iarnă altă vopsea, poate îi pun sticăre, poate nu știu ce. Dar acum, dacă tot am rămas fără piese, o pun aici. La fiecare șurub de prindere adaug o piuliță din asta ca să fie distanțator între cadru și cutie. Ok, am prins un 6 șuruburi, 2 sus, 2 aici, 2 aici. Acum pot adăuga și suportul pentru baterie, căruia am făcut niște modificări, am mai scos din piese, am făcut mai simplist așa și o să vină fix aici. Îi pun 2 șuruburi și e gata. Gata. Asta momentan nu pun pentru că am nevoie de spațiu aici pentru a da gaură pentru fire și pentru mufa de încărcare. Momentan atât. Altceva. Până și schimbătorul are loc de cutie. Totul a încăput perfect. Acum, în partea următoare, trebuie neapărat să fac cablurile, chiar dacă o să dureze probabil cât a durat tot restul proiectului. Trebuie neapărat să fac cablurile pentru că atât a rămas și odată cu cablurile de pe ghidon facem și controlere, instalăm baterie, eventual o facem să și pornească. Dar momentan ne oprim aici. Asta a fost asamblarea părților mecanice, în afară de lanț, pedale și niște protecții de noroi. Nu mai am ce monta. Da, cam atât. Aștept să spuneți cum vi se pare bicicleta. Puteți să vă abonați la canal dacă vă place și vreți să vedeți proiectul mai departe sau să vă înscrieți pe grupul meu Dr. Drei Vehicule Electrice dacă vreți să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în lumea noastră mică de posesori de vehicule electrice. Ne vedem în partea a 5-a.